În săpăturile mele, prin haznaua politicii românești, am realizat că cea mai mare șansă să devină cineva parlamentar este ca taxul sau o rudă de gradul 1 să fi fost primar, șef de filială de partid sau șef de consiliu județean. Că doar funcțiile politice se transmit, cum tot zic de ceva vreme, ca genele cele bune. Hai să vă dau un exemplu. 4, de fapt, o să vă dau. Azi doar de la PSD, că la PNL e la fel. Sunt Valeriu Nicolae, sunteți la starea impostorilor. 1. Ioan Deneș este din Beclean. A fost la PNL și acum este senator PSD. A început greu, electrician, a făcut o facultate de subingineri, s-a angajat profesor la un centru de plasament, DGSPC Beclean. Are și activitate serioasă în privat. Prima firmă pentru care a lucrat are 637 de contracte cu statul, zdrobitoare în lor majoritate, contracte cu, ați ghicit, DGSPC Beclean. Există și un alt Deneș, fratele senatorului, care lucrează tot la firma norocoasă. Firma este deținută de doamna Moldoveanu. Doamna Moldoveanu este, firesc, soția domnului Moldoveanu, care este primarul PSD din Beclean. Domnul Moldovean a luat numele soțioarei. Nu că ar fi avut ceva de ascuns, dar el, feminist din ăla rău. E, domnul ăsta, înainte de căsătorie, a fost Deneș și este fratele senatorului de PSD, că v-am mai spus că la noi funcțiile politice par boli venerice. Fostul Deneș este la al 6-lea mandat, că doar primăria e pe viață în Beclean, loc unde tatăl și fiul Maior, fost șef al SRI, sunt cetățeni de onoare. Domnul primar era administratorul firmei la vremea când l-a angajat pe frasul. Acum, administratorul firmei este tatăl doamnei Moldoveanu, care la 85 de ani încă mai are grijă de firmele fiicei. Vână, tati, nu șmecherie! Soția primarului are 3 firme și ea și dita mai salariu de la stat. Următoarea firmă pentru care a lucrat domnul Deneș este din Dej și este deținută parțial de domnul Tecar, mândru șef la minim 17 firme și a avut sute de contracte cu statul de cel puțin 25 de milioane de euro. Omul apare într-un scandal de mită pentru politicieni care a dus la mulți ani de pușcărie pentru fostul șef al Consiliului Județean Cluj. Cinstit, elegant. Din 2012, domnul Deneș este senator. Cumva, omul ăsta a ajuns cu calificări 0, cu o experiență dubioasă rău, ministru într-un domeniu cu care aparent nu avea nicio legătură. Mediu. Românii sunt totuși, tati, frați cu codru. Fata domnului Deneș lucrează și ea la un angajator foarte puternic care beneficiază de ajutor de la statul frățiorilor Deneș. Director acolo este un alt Deneș. Bă, vedeți, fraierilor, ce se întâmplă dacă nu vă cheamă Deneș? 2. Cornel Cristian Resmeriță, la 23 de ani, în timp ce studia la Timișoara și era profesor nu știu unde, era deja vicepreședintele al PSD Lupeni. Geniu, geniu! Nu că taxul era primar. La 24 de ani este deja consilier local la Lupeniu condus de taxul. Tatăl, Cornel Răsmeriță, un fost turnător la securitate și cu niște averi incredibile, a fost primarul Lupeniului. Primar priceput, căci în 2014 primăria avea o datorie de peste 11 milioane de euro. Domnșoara aia plină de tupeu, videochatistă și mare, mare PSD-istă, cu S, nu cu Z, mă, Oana Lovin este tot din Lupeni și rudișoară cu clanul Resmeriță, că doar coincidențele la PSD cresc mai ceva ca ciupercuțele. Corneluș, conform CV-ului, profesor de fizică la 28 de ani, este deja în parlament din partea celui mai cinstit și nesecurist partid, PSD-ul. În timpul mandatului de deputat, tatăl domniei sale este făcut cavaler de dușmanul PSD-ului, președintele Băsescu, deși din 2010 domnul primar avea o sentință definitivă de colaborator al securității. Dar de corb la corb își dau decorații. Deși lucrează la București și este deputat de Lupeni, face și un doctorat în sociologie, pe care abia aștept să-l citesc, la o bombă de facultate la Oradea. Nu am găsit niciun articol științific semnat de geniul cu doctorat. Termină și cursurile alea de banc, securitate și bună guvernare ale lui Oprea, că doar nu e fraier. Rupești Parlamentul în două, vorbim cam 70 de secunde pe an în toată perioada primului mandat, dar măcar își plătește fratele care este director de școală de la cabinetul de parlamentar cu vreo 12.640 de euro. Lucru care, evident, îl face perfect pentru al doilea mandat. Mandat în timpul căreia vorbește cam 5 minute pe an. Din 2013 e clar că tatăl domniei sale, primarul, va fi arestat. Așa că se apucă de studiat dreptul la biotera aia, de unde și-au dobândit diplome jumătate de PSD și Ciolacu. Și în același timp studiază și la Academia Națională de Informații, că doar în Parlamentul necontrolat de SRI. Mai ia și gradația maximă de la Ministerul Educației, că nu se știe niciodată, și face și faimosul Institut Diplomatic Român, că, cum spuneam, nu se știe niciodată când are nevoie țărișoara cu grade, nevoie de un ambasador sau un ministru de externe. E, și așa ajungem în 2016, când tatăl e arestat pentru cinste și onoare de DNA în dosarul Bute, Elena Udrea. Acum are logică decorația aia primită de la Băsescu, așa că omul se sacrifică și câștigă el alegerile de primar. Mai clar, fiul primarului care a fost arestat de DNA devine el primar, nu pentru a-și acoperi tată, ci din spirit civic și nesecurist. Dragnea îl vrea însă în Senat. Aranjează el treburile la Lupeni și face în așa fel încât fratele lui să câștige primăria, că doar nu lași pe oricine pază la stână, și el revine în Senat, căci imunitatea e sfântă, iar Dadi Dragnea are nevoie de voturi controlabile. Termină în 2017 și biotera, așa că fiul primarului turnător la securitate și infractor este acum și om de știință, și doctor în sociologie, și licențiat în drept, deși nu a făcut nimic, dar nimic să justifice parcursul lui profesional, în afara faptului că avem un stat. 3. Piedone a fost toată viața lui un etalon al eticii și nu un impostor nenorocit. Ospătar și șef de restaurant pe litoral în comunism, ca orice tânăr de 26 de ani, cinstit, fără legături cu securitatea. În 1990, la 27 de ani, își deschide un restaurant lângă Tribunalul București, din salariul ăla de chelner, lucru care stârnește în el dorul de academie și de cunoaștere pură. Se pune cu burțile pe carte și termină glorios liceul la 32 de ani. Face și o facultate aproape de București, la Petroșani, la zi, ca orice om onorabil care conduce 14 ore dus-întors zilnic, stăpânit de duhul cunoașterii. La 39 de ani devine economist, licențiat la Petroșani. În perioada studiului intens în economie era și om de afaceri, consilier general la București și inspector la primărie, promovat la greu de turnător la securitate Voiculescu. În 2009, zeul impostorilor, deghizat în Piedone, obține la Pitești permisul auto la 5 categorii într-o singură zi. A trecut deja prin vreo 6 partide, fiindcă pentru el ideologia contează și nu bani obținut cu orice preț. Din 2009 devine primar la sectorul 4 și omul de bază al lui Dan Voiculescu, Gabriel Oprea și alte valori cinstite naționale. În același an, extraordinar, 2009, la doar 20 de ani, fiul domniei sale este deja partener de afaceri cu Daniel Băluță. Da, mă, Băluță, care acum este primar la sectorul 4, că viața e plină de coincidențe norocoase. Minunile familiei Piedone sunt nenumărate, așa că băietul domnului Piedone beneficiază meritat, desigur, de contracte cu primăria tatălui. Duhnește, frate, a cinste. Închirierea cu 7 bani pe metru pătrat în mijlocul Bucureștiului este una dintre micile minuni de care a beneficiat prea cinstitul fiu. Acum, juristul lui tata, primar în pușcărie al sectorului 5, este parlamentar pe listele PSD-ului și șef la Voiculescu la partid. Este parlamentar de Suceava, loc cu care nu are nicio legătură. Eugen Bejinariu e tartore de la Suceava al PSD-ului și pute și el îngrozitor la securitate. în Parlament din 2004 și faimos pentru că i-a apărut un mizilic de 450.000 de euro prin conturi pe care nu îl poate justifica. Declarațiile de avere ale lui Piedone și ale fiului sunt niște mizerii. Relațiile cu clanurile interlope sunt și ele un subiect despre care ar fi mult de scris. 4. Adrian Mocanu a avut 3 mandate de deputat. PSD-ist de Buzău, de Ciolacu, cum s-ar spune la bază sau la unitate. A fost, bineînțeles, președinte al Crucii Roșii Buzău. A fost, dar în CV apare că încă mai e. De reamintit că soția domnului Joana a fost marea șefă la Crucea Roșie, cu canci experiență în timp ce Joana era șef la Senat, că doar nu credeți că mârlănia nu are continuitate în PSD. Tatălui Mocanu, Victor Mocanu, a fost dita mai directorul prin minister în timpul lui Ceaușescu, ca orice nesecurist de vază. S-a oprișat masiv pe buzoieni din poziția de șef al Consiliului Județean. Poziție din care l-a pus pe Fisu, un impostor oribil, în Parlament la 25 de ani. Până atunci, desigur, băiatul a fost și manager de la 21 de ani, că de genie din familie. Nu ne spune unde, că e secret. Făcea facultatea la București și era manager la Buzău. O sursă, coleg de an cu el, îmi spune că habar nu are cum a putut catastrofa aia să termine ASE-ul. În 2010 face și colegiul de securiști al lui Oprea. Din 2011, conform CV-ului, este și el doctorand la bomba aia de facultate din Târgoviște, controlată de un serviciu secret despre care am vorbit. Legal, asta e imposibil, dar, cum spuneam, el și familia lui se oprișează pe tot ce mișcă. Omul este de o prostie absolut feroce, își spune tâmpenii colosale. Activitatea lui în Parlament a fost o nenorocire, nu a făcut practic nimic. La al doilea mandat, probabil ca să nu se sperie băiatul în București, a venit și taxul la Senat. Asta și pentru faptul că știa că va fi condamnat și că imunitatea îi prindea bine. El și familia lui sunt implicați în toate scandalurile posibile. Frumușața asta de om a fost și el în 6 partide. A votat, desigur, cu PSD-ul pe legile împotriva justiției, deși era la PMP-ul care era cu cinstea și alte vrăjeli. Tatăl, la acel moment, era deja condamnat într-o primă instanță pentru corupție. Are o sentință definitivă de 3 ani și 6 luni. A primit la nuntă 1.000.000 de euro, iar nunta lui a fost celebră prin faptul că o altă mare valoare a PSD-ului, Mariana Almanahe, Vanghelie, a venit la marele eveniment cu elicopterul, mă. Mama lui, pensionare, are și ea, desigur, o sinecură frumoasă. În 2019 primea 11.400 de lei pe lună de la stat. În ultima vreme, omul e mare iubitor de aur. Propun și eu un nou slogan pentru PSD. Au furat, dar sunt familie.